obișnuită o temă dată, un nou volum de poezie, un volum de poezie fragil ca un fulg. Deci exercițiul meu în fața domniilor voastre e acela de a vorbi despre făptura fragilă a fulgului de nea, care se topește și numai dacă te uiți prea concentrat înspre el, dar apoi dacă vrei să-mi și întinzi mâna ca să-l aduci mai aproape de ochi, ca să-l vezi. E, cred, cea mai cumva paradoxală dintre cărțile Anei Blandiană, pentru că e cartea cea mai fragilă, e cartea cea mai plină de tristețe și e în același timp cartea cea mai puternică și cea mai plină de lumină. Dar undeva cred că cel mai bun lucru, cel mai onest gest pe care îl pot face la această lansare e să vă citesc câteva din poeziile de aici. Unde e Domnul? Mă întrebau la piață băbuțele când eram fără tine, băbuțele de la care cumpărai frunze de mărar, pătrunjel și când aveau leuștean. N-ar trebui să vă lase singură. Au întrebat băbuțele din piață de tine, unde e Domnul? Îți spuneam la întoarcere și erai atât de mândru și de amuzat încât uitam să adaug că am mai spus și că n-ar trebui să mă lași singură. E o carte a singurătății, dar a unui tip cu totul aparte de singurătate. Ana Blandiană mărturisea într-o altă carte a ei că Dumnezeu a avut generozitatea de a le da ei și lui Romulus Rusan fericirea singurătății în doi. Și aceste variațiuni pe o temă dată, tema dată fiind tema care ne este dată tuturor încă din clipa în care ne naștem, și anume tema de a și muri la un moment dat, e o carte Kadish, e cartea pe care Ana Blandiană a scris-o, de fapt cartea care s-a impus Anei Blandiană, căci știm, ea face această distinție între scriitor și poet, între proză și poezie, e limpede că și cartea aceasta a venit, a locuit-o și n-a făcut decât să aștearnă pe hârtie cuvintele care veneau de undeva, din cerul acela misterios care e al poeziei. Dinspre editura Humanitas vreau să spun două cuvinte. Deși veți ține în mâini o carte din hârtie, coperte, deși veți găsi aici cerneală tipografică, noi ne-am străduit pe cât stă în puterile noastre să facem să fie aparte. Am simțit că nu putem rămâne doar la litera tipografică, care e rece, e mecanică, nu așa, e tiparul. De aceea am rugat pe Ana Blandiană să accepte ca primul vers al fiecărei poezii, titlul și coperta a patra, să fie chiar scrisul ei, într-atât simt că vorbim despre o carte care e mulajul sufletului Ana Blandiană. Și vă trec microfonul.